Ce faci? Serios, bine, mami, sunt cea mai super când pierzi. Nu, mă. Și ai momente în care chiar nu te mai poți controla. E păcat pentru că nu, ăsta nu este caracterul tău. Deci tu te-ai schimbat foarte mult. Și stau să mă gândesc dacă îmi bine sau în rău. Asta da? Sunt eu, mami. Noi am fost un pic supărați pe tine pentru că nu încerca să aplanați. Nu pe tine. Și nu pe Constanța, că nu este dreptul meu să mă supăr pe ea. Deci asta o să o facă părinții ei. A. Nu sunt mândră când înjuri. Nu sunt mândră când te poți urât. Nimeni nu este mândru. Deci tu te-ai schimbat, Raymond. Nu m-am schimbat, mami. Foarte, eu... foarte mult. Asta sunt... da, mami. Tu nu-ți dai seama, Raymond. Dacă noi nu te cunoaștem, Raymond, da, voi noi, familia ta, nu te cunoaștem cât trebuie. Da, voi nu știu cine te cunoaște. Da, voi și mai rog, pentru că părerile despre tine au fost bune. Trebuie să ieși, mami. Te iubesc, mami. Te pup, mami, și te rog din suflet, ai grijă, da? Alo, mami, sunt Tina. Da, mami. M-ai văzut la mulți ani, mami, și ție și lui Raymond. Mulțumim mult de mulți tot. Mulți ani fericit, mamă. Te rog, mami, să stai liniștită și să nu mai pui la suflet toate mesajele mamei de afară. Să dai seama că nu sunt susținătorii tăi, mami. Da. Și dacă mai intri în conflict, te intri atunci când ești tu băgată în conflict. Așa nu. Eu astfel iară. Pune punctul de vedere, dar frumos, fără să vorbiți ironic sau să jigniți, că sunteți voi criticați. Dezavantajați, da. Voi sunteți criticați de anti-susținători, nu de cei care vă iubesc pe voi și care sunt alături de voi. Hai că trebuie să ies, Tina, vă iubesc mult de tot. Pa, și pa, eu. Pa, pa. Parte fiindcă aici e durerea mare. Mama lui Raymond nu-l mai recunoaște pe acesta. Spune să nu te mai superi când pierzi. Ai momente când nu te poți controla. E păcat, pentru că nu ăsta e caracterul tău. Te-ai schimbat foarte mult și nu știu neapărat dacă îmi vine. Tu, în schimb, Raymond, te-ai supărat foarte tare pe remarca mamei tale. De ce? Da, nu m-am supărat pe cei care are dreptate. M-am supărat că are dreptate, nu. Nu te-ai supărat că are dreptate? Tu spuneai că nu... are dreptate. Înțelegi de ce spune asta? Eu înțeleg de ce spune asta, dar nu vreau eu să aud din gura ei. Că eu oricum știam. Nu mai trebuie să-mi spună și ei. Păi și așa este? Te-ai schimbat în rău? Da, nu te mai controlezi la nervi? Nu neapărat că m-am schimbat în rău. Pur și simplu... nu vă pot controla, vreau să plec cât mai repede acasă. Dar de când vrei să pleci acasă? Da, nu e vorba asta, vreau să plec din februarie, tot aștept să se termine, să ajungă da, acasă. Da, voi știți când se termină emisiunea, adică nu v-a mințit nimeni că se termină mâine, mâine și mâine iar vă zic că mâine, că nu vă duce nimeni cu vorba. Voi știți că durează, știu nu? Cât durează. Și de-abia aștept să se termine o dată. Și mai spune, nu sunt mândră, iar vă zic că mâine, că nu vă duce nimeni cu vorba. Voi știți când te comporți urât, te-ai schimbat, Raymond, nu-ți dai seama. Îmi pare foarte rău pentru că părerile despre tine au fost bune și s-au schimbat pe parcurs. Ce anume te-a făcut pe tine să te schimbi? Atât nu de tare. Ce m-a făcut? Nu. M-a făcut să mă schimb. E adevărat acum că în momentul în care ai intrat în competiție, aveai un val de simpatie din partea foarte multora și în casă erai prietenul tuturor. Și pe parcurs, și erai și un fel de mediator. Când erau oareșce discuții sau scandaluri, tu erai mereu omul care cataliza fiecare discuție, fiecare reacție. Erai fratele tuturor. E, cum s-a ajuns în situația asta acum? Nu știu, m-am plictisit. M-au ajuns și pe mine atâtea materiale, atâtea certuri. Nu mă pot controla câteodată. Sunt foarte irascibil. Orice mică înțepătură deja... o dau de 100 de ori înapoi, mai greu. Se simte asta și în cuplul vostru? Da, se simte și în cuplu. Ți se reproșează că ești plictisit și în cuplu? Nu plictisit neapărat, așa, mă... fără chef, fără viață. Pot să fiu super, super vesel acum și e o chestie dintr-o dată o fracțiune de secundă și mă dărâm. Dar asta mi se întâmplă și mie, deși eu sunt la fel. Familia ta, Constantina, spunea să stai liniștită, să nu mai pui la suflet toate mesajele, că nu sunt de la susținători. Iar sora ta spunea să nu mai vorbiți ironic, să nu mai jicniți și să nu luați aminte la toate lucrurile care vă vin de la antifani, nu de la cei care vă susțin. Bun, dacă ar fi doar lucrurile astea, că vă supărați la nervi, că nu mai suportați, dar vă trece imediat, ar fi în regulă. Dar cumva plângerile vis-a-vis de cuplul vostru sunt mai de multă vreme între voi. Adică voi vă plângeți unul de celălalt. Așa e, Constantina? Da, păi ne descărcăm mai mult în cuplu. Tot ce vine din exterior, acumulăm și ne descărcăm. Ne facem rău în cuplu, în relația noastră. Pentru că și tu, la rândul tău, îi reproșezi foarte multe lui Raymond și cumva dai dreptate familiei lui că s-a schimbat în rău.
da, bine, lucrul acesta știe și el. Nu neapărat în rău. Suntem puțin mai irascibili. Dar nu trebuia să supere așa mult. Bine, l-am înțeles că prin aceeași stare am trecut și eu atunci când a venit sora mea și mi-a spus. Eu eram conștientă că m-am schimbat în rău, dar nu doream să aud din gura surorii mele sau familiei mele. Raimond, crezi că ai tăi au fost influențați de anumite mesaje sau de ce se spune prin competiție sau de lucruri astea din exterior? Vecinul. Dar au legătură cu discuțiile voastre din cuplu? Nu, nu. Nu, asta nu au treabă cu. Au treabă cum mă comport eu când sunt, să zic, într-un material sau când sunt atacat sau când mă cer. Nu mai luăm lucrurile cu calm, ne enervăm foarte ușor. S-o fi referit și la reacțiile tale când a reintrat Laura în competiție, când Oana nu a nominalizat-o pe Corina? Crezi că despre asta e vorba? La tot, mama. Uite, văd că Oana confirmă. Crezi că la asta s-a referit? S-a referit până și la acel joc de cărți care l-am avut și s-a supărat foarte ușor la acel lucru. La orice. Mai sunt 3 luni, trec, ajung acasă, aia totul să uită. Am fost. Acum, eu înțeleg că vă este greu, dar cum vă este vouă, Raimond și Constantin, așa le este și celorlalți care au intrat odată cu voi. Nimănui nu i-a fost ușor aici. Depinde și de ce experiență au avut în afara acestei competiții și prin câte probleme au trecut, cum au luat totul cu ușurință. Fiecare a avut o altă viață afară. Nu știu dacă neapărat de o altă viață, că fiecare aveți o familie afară și fiecare a venit din ceva ce v-a făcut să vă simțiți unii bine, protejați. Unii sunt mai sensibili, unii sunt mai puternici, unii nu. E vorba de autocontrol. Voi cum sunteți? Depinde. Eu atunci când sunt afectată de unele lucruri din exterior, pur și simplu sunt dezamăgită de mine, nu mai țin seama de nimic, mă enervez foarte ușor, mă enervez și pe el. Voi cum sunteți? Sensibili sau puternici? Eu afară sunt altfel. Dacă mie nu-mi place ceva, fug. Eu pe cât sunt de sensibil, atât sunt de puternică. Aici acum, n-ai încontro, aici trebuie să stai. Acum pot să fiu cu moralul la pământ, în următoarea zi mă ridic imediat și o ia de la zero. Dar oare nu depinde și de voi cum vă faceți traiul aici? Uite, eu m-am dus acasă sâmbătă seara și m-am uitat pe Antena Play. Doar de curiozitate să văd și eu ce se dă pe Antena Play. Aveați muzică, da? Muzică. Era mașina asta așa și lângă mașină muzică. Domnule, Alin stătea cu mâna pe mașină, deja făcea ocolul și a făcut traseul ca să vadă exact pe unde o pipă e, să se obișnuiască. Dar el și-a făcut traseul. Andrei făcea elicoptere în fața Cristinei, o mai pupa, o mai întindea pe canapea, iar o ridica, iar o mai pupa, iar mai dansa, el în felul lui. Laura stătea cu Viorel și cu doamna Aurica. Gina ieșise afară, stătea pe gânduri. Era tristă, era bătută, era singură, era așa. Grigore și Mariana dansează de când începe muzica până se închide muzica, ei nu mai dansează. Și nu pot decât să-i felicit pentru treaba asta, că am văzut că și în club au făcut la fel. Oana și cu Laura își trăiesc fluturii din stomac. Deci ei acum sunt în momentul ăla de început de relație, când ești orb, nu mai vezi nimic, luna chioară, știi, nu? Luna chioară. Sigur, n-are nimeni pretenții ca cei care au 8 luni, 7 luni de relație să fie cum sunt cei doi care au o săptămână de relație. Dar, măi, Raimond și Constantina, dormeați pe canapea! Da, eu vreau să stau liniștit. Ai înțeles? Ia ca să vedeți și pe Antena Play, că spuneați că nu vă vedeți. Ba, se vede, dar unii dansează și se distrează, normal că îi dai pe aia care dansează, nu? Îi dai pe aia care dorm când e muzica mai întoi. Adică e vorba și de voi, starea voastră care? De octogenari? Nu e vorba să cum pot eu să dansez dacă nu mă simt bine. Am înțeles, dar câta oară e când nu te simți bine? Nu depinde și de voi, asta întreb. Mă rog, hai, că știți voi mai bine ce aveți de făcut, că una e oboseala și alta este starea de spirit, care este aceeași de atâta vreme. Poate despre asta e vorba și când îți reproșează Constantina foarte multe lucruri în relația de cuplu. Ați avut o discuție imediat după acel telefon, ce v-ați vorbit, veți vedea în următoarele imagini.